Primăria Arcan este în pragul falimentului. Asta pentru că are datorii de sute de milioane de lei. Din cauza că bugetul primăriei este gol, iar datoriile sunt cu grămada, a fost tăiat iluminatul public din localitate. Localnicii sunt supărați în această cauză și spun că se deplasează prin comună cu ajutorul lanternelor. Foarte greu, te duci până undeva, vin pe întuneric. Nu te poți duce cu bicicleta, dacă n-ai far la ea sau dacă n-ai lumină, nu te poți pui o lanternă în spate, unde aceea te omoare. Dar nu, mai bine nu pleci cu ea, că n-ai cum. Dacă este nevoie să plecăm, avem lanterne și mergem cu lanternele. Dacă nu, mai stați acasă. Dacă nu stăm acasă, sigur că da. Pericol există fiind întuneric? Fiind întuneric, mai ales că comuna este, statul este plin de câini comunitari, deci nu se poate circula seara pe întuneric decât cu lanternă și cu bățul în mână. Primarul comunei Arcani, Vasile Popescu, recunoaște că stă foarte rău cu banii, motiv pentru care a fost nevoit să sisteze lumina în sat. Stăm rău cu salariile, stăm din punct de vedere financiar foarte, foarte rău, în sensul că avem tăiat și iluminatul public în comună, ne trebuie ceva bani ca să dăm, proste de milioane. De cât timp aveți iluminatul public? Păi cam o lună jumate. Cam o lună jumate și ce vreau să vă spun, au luat și contoarele, au reziliat contractele, pentru neplată. Acum să vedem cum rezolvăm problema, că deja se întunecă foarte devreme. Dimineața la fel, se luminează destul de târziu. Pentru a putea recupera datoriile de la localnici care au restanțe la plata taxelor și impozitelor locale, primarul a luat o primă măsură. A dat dispoziție să se instituie poprire pe pensii sau pe salarii. Și practic ne așteptăm să vină omul să-și plătească impozitul. Sunt datorii și la impozite foarte, foarte mari. Încercăm să le recuperăm. Ce datorii avem? Păi aproape un miliard avem de încasat. Și în patru sate. De încasare? Măsuri de încasare. Am încercat acum să facem popriri pe pensii și salarii, unde putem și la cine putem. În situația în care nu va reuși să recupereze din banii datorați de localnici, primarul se vede nevoit să pună lacătul pe ușa instituției.